Bună ziua! Continuamos con la traducción del concepto lugar de residencia habitual de español en rumano. Este es el artículo completo, no es un artículo muy grande, pero para mí no es muy fácil traducirlo porque vas a ver a continuación cómo hago y por este no es muy fácil. Bueno, hai să zic și în română, bună ziua. Continui cu traducerea articolului din spaniol în română a articolului lugar de rezidenție habitual, care i-am zis eu locul rezidenței habituale, deși traducătorul zice reședință și am văzut și prin Google, prin internet, că și în țară îi se zice, adică și în limba română, alte organisme îi zic reședință. Eu îi zic, continui să zic rezidență, reședința o consider un lucru, rezidența alta, dar nu explic aici, am explicat în altă parte. Și acum o să mă ocup mai mult de traducerea propriu-zisă. Așa, deci aici s-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat aici? Nu știu că... Ia să închid eu asta. O dată. Nu. Să-i dau un refresh. Hai că s-au așezat cum trebuie, Doamne ajută. Bun. Și acum eu pe de o parte traduc, lucrez aici, în același timp le pun și într-o pagina mea separat, pentru că am mai explicat, mi s-au eliminat foarte multe articole traduse, din fel și fel de motive, mi le-au eliminat cei cu drept de administrator pe acolo, de cenzor, nu știu. Sunt unii care pot elimina, alții care nu pot elimina și mi-au eliminat. Și ca să nu pierd toată munca, măcar îmi rămâne aici. Și acum am să fac o chestie, am să le iau de aici și am să pun aici de desubt, ca să stea așa desfășurat, să văd eu cu mai multă claritate, pentru că așa strâns așa grămadă, nu le am eu sub ochi ca lumea. Ia să vedem noi. O să pun așa. Deci. Da. Și aici, locul de rezidență obișnuită, aici, îi zic eu, habitual. Am verificat în Dex. Habitual este un cuvânt care se folosește și acolo. Locul de rezidență habituală este un concept statistic utilizat în principal în recensământul populației în cadrul recensământului populației și al locuinței. Hai să zic așa, în cadrul recensământului populației și al locuințelor. Da, sună binișor. Așa. Acum, ăsta îl iau de aici, că l-am corectat. Îl pun o dată aici. Ca să nu mai mă încurc să rămână unul corectat și unul necorectat. Și îl mai pun o dată aici.
să nu stric toată povestea. Hai să iau doar până aici la recesământul. Până aici. Populației și al locuințelor. Așa, și acum iau al doilea paragraf și îl întind aici pe deci al doilea paragraf și îl pun aici. Și al doilea paragraf de aici și îl pun aici, unde rem? Ah, mai jos. Și îl pun aici. Și acum, că sunt desfășurate așa, să vedem ce mi iese. Deci, el lugar de rezidenție abitual poate coincidir o nu con el lugar donde se encontraba la persona empadronada al momento de realizarse el censo. Del mismo modo, este poate o nu coincidir con su domicilio legal. Deci, rezidența am copiat eu aici. Te-a făcut bobiță. Ce e aici? Este să văd aici. Deci, locul de rezidență abituală poate coincide sau nu deci avem așa paragraful 1. Paragraful nu mă pus de aici că nu ești. Paragraful 2. Așa, paragraful 3. Am uitat să mai spun o chestie, că cu ocazia asta vreau să arăt și colegilor mei de aici, de la un de la un grup de șoferi români în Spania, care zicea unul dintre ei așa, hai că m-ai dat gata, că știi tu mai multe decât Mihai acesta de aici. Ce ușor este să dai copii de pe net și să postezi. Și mă rog, Mihai zice și el la rândul lui tot felul de chestii pe care o să îi răspund și lui
când o veni rândul acelui răspuns, dacă voi ajunge să răspund, cu toate că e foarte important să-i răspund, că vorbește niște prostii mai mari ca el pe aici. Așa. Și așa au ocazia să vadă cum copiez eu și cum fac eu copii paste de pe net, copy paste. Bun, deci aici paragraful 4 și aici paragraful 5. Bun. Deci, avem aici așa. 1, 2, 3, 4, 5 paragrafe practici la chestia asta, dar undeva m-am încurcat eu. Deci, locul de rezidență abituală poate coincide sau nu cu locul în care persoana înregistrată. Și aici ce am făcut aici? Ce ai făcut, băbiță? La paragraful 2. Locul de rezidență obișnuită, locul de rezidență abituală poate coincide sau nu. Așa. Și aici. La paragraful 2. Deci, ăsta trebuie aici. Ia să-l iau pe ăsta de aici. Uite așa. Și să-l pun în traducătorul ăsta. Uite așa. Bun. Iau de aici ce mi-a dat traducătorul așa direct și îl pun. Ma nu iau de aici. Iau de aici. Așa. Și îl înlocuiesc pe cel de aici care l-am pus greșit. Ăsta e al patrulea paragraf. Și l-am pus aici al doilea. Așa. Și acum bun, acum am îndreptat un pic lucrurile aici. Da. Deci, și acum îl iau pe ăsta de aici. Vezi, dacă nu le desfășuram așa, nici nu observam ce tâmpenie făcusem. Și îl pun aici. Da. Și acum, locul de rezidență abituală poate coincide sau nu cu locul în care se găsea se găsea
persoana înregistrată la momentul realizării recesământului de mismo modo este puede astfel că acesta, deci locul în care se găsea, poate coincide sau nu, nu, locul de rezidență abituală poate coincide sau nu cu locul în care se găsea persoana înregistrată la momentul realizării recesământului, astfel că acesta poate coincide sau nu cu domiciliul legal. Astfel că ne trebuie aici una. Așa. Bun, te gădim, 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 te deci copiar. Și îl pun acum, odată înlocuiesc aici. Asta. Așa. Și a doua oară înlocuiesc aici. Pe gar. Așa. Și acum, la al treilea paragraf. Al treilea paragraf am pus deja aici. Deci, se întinde pe rezidența abituală și rezidența abituală se înțelege ca fiind locul care. Bun, ia să vedem noi dacă aici... Da. Ăsta îl urcăm un pic mai sus. Și mai sus. Ăsta îl urcăm un pic mai sus. Și mai sus merge. Și tu mai sus. Așa, hai și tu mai sus. Bun, și acum luăm pe ăsta de aici. Și îl desfășurăm aici odată. Și îl luăm pe ăsta de aici. Uit pașii, ca la dans. Și acum citim altfel. Deci, se înțelege prin rezidența abituală. Hai să scriu și doar. Cortar. Se înțelege prin ca fiind, se înțelege prin rezidență abituală, locul în care persoana, în care respectiva persoană
locuiește în momentul la momentul recesământului. Și în plus aceasta și aceasta a stat și are și intenționează să mai stea. Are intenția să mai stea, intenționează să mai stea o indeterminată perioadă de timp. Perioadă de timp. Deci, poate să mai stea o lună, 2 luni, 5 luni, 7, un an, 16 ani, nu știu, de aia zic indeterminată. Și atunci, o iau pe asta de aici. Ah, mă încurc mereu. Și mă duc înapoi aici. Deci, se înțelege prin o indeterminată perioadă de timp. Da. Ia, eu cred că ăsta merge mai sus un pic, să fie mai restrâns un pic. Da. Și acum aici am greșit. Vezi? Ai greșit băbiță. Aici trebuie să cobor pe astea înapoi. Și acum, hai să o luăm pe asta de aici, al patrulea paragraf, și să-l desfășurăm și pe asta. Deci, copiar. Și îl punem aici al patrulea. Hai să le și numerotez ca să îmi fie mie mai ușor. Deci, hai să zic așa. 1. Deja 1. 2. 3. 4. Bun. Și acum hai să luăm și pe al patrulea de aici, datorită faptului că insuficient. Da, aici mi-aduc aminte că m-am încurcat eu aseară și eram extrem de obosit și nu înțelegeam ce zic aici. Deci, debido a que en muchos casos las personas empadronadas no se han desplazado desde algún tiempo, la definición de residencia habitual es bastante clara. Adică unul care nu se mută tot într-o mare majoritate dintr-o localitate, nu se mută. Stă acolo toată viața fără să se mute. Cum erau oamenii de la mine în sat sau
din orice altă localitate. În general, cei mai mulți nu se mută, nu pleacă cu chirie, nu pleacă, stau în casă lei. Deci, datorită faptului că în suficient de multe cazuri, datorită faptului că în majoritatea cazurilor, în majoritatea cazurilor, persoanele înregistrate nu se strămută, nu mai scriu și nu se strămută. Nu s-au strămutat de foarte mult timp sau niciodată de foarte mult timp. Sau niciodată. Definiția rezidenței abituale este destul de clară. Fără îndoială, în alte ocazii, definiția stă sub prezumția diverselor interpretări a diverse interpretări mai ales când persoana respectivă când respectiva persoană a efectuat a realizat mutări frecvente. A realizat mutări frecvente. Transladări, mutări. A realizat. Așa. Adică un om care se mută azi cu chirie la un apartament în Ploiești, pe urmă săptămâna viitoare se mută în Brașov, un alt apartament cu chirie și, sau la hotel sau la cameră cu chirie, atunci se vorbește astfel despre rezidența abituală decât în cazul, cum să le zic eu, diferența dintre migrator și sedentar, decât persoanele sedentare, dar nu sedentare în acel sens în care vorbim de obezitate și de chestii, mă rog. Sedentar din punct de vedere al relației cu rezidența. Așa, deci hai să luăm și de aici paragraful ăsta, să înlocuim odată aici. Așa. Și încă o dată aici. Nu mai știu dacă e pe al treilea. Nu mai știu ce am făcut cu ăsta. Așa că mai mă duc o dată. Este așa. Să locuiesc aici. 3.
4. Așa, și acum să vedem la 3. Mă încurc în ele dacă sunt multe, așa. Nu mai știu când am schimbat și ce am schimbat și ce n-am schimbat. Vezi? Era un pic de diferență. Tii de unde se întâlnește în persoană abit prin rezidență abituală locul în care persoana locuiește la momentul. Hai să știu și eu pe respectiva de aici. Persoana. Locuiește la momentul de cesământului și în plus aceasta a stat și pe lângă asta aceasta a stat și intenționează să mai stea o perioadă în de o indeterminată perioadă de timp. Deci, ăsta de aici, copiar și îl punem aici în. Uite așa vă băieți să face copy-paste-uri de care râdeți voi pe acolo pe. Da. Deci acum o iau și pe asta de aici, că am făcut niște modificări aici și remodific o dată aici. O dată aici. Și odată aici. Ce ai făcut, Bobiță? Ce ai făcut, Bobiță, 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 Bobiță? E stricat aici Feng Shui-ul la chestiile astea. Așa. Nu ne-a fost o vorba așa. Deci asta 4 l-am făcut și acum am anul la 5. 5-ul. 5-ul ăsta. Espresiso indicar că este conceptul de fiere de lugar de presenție. Ia să vedem noi. Aici am făcut. Am pus pe al 5-a. Espresiso indicar. Da. Îl luăm de aici. Și îl punem și pe ăsta aici. Ia să vedem noi. Cinci. Așa. Și acum... verificăm și aici să vedem ce brand am făcut. Deci, expresiv și indicat. De remarcat faptul. Hai să zicem că este de remarcat faptul. Este de remarcat faptul că acest concept diferă de locul de prezență al respectivei persoane. Hai să nu mai să dau la o parte, pe asta că acolo nu este. Așa, este de remarcat faptul că acest concept diferă de locul de prezență.
de la în momentul, de locul de prezență la momentul și locul recesământului. Care indică locul. Asta e virgulă sau punct? Ce aici? Care indică locul. Care, ce am făcut aici? Indică locul geografic în care se afla respectiva persoană în momentul cenzitării și nu locul de rezidență abituală, în multe rânduri aplicându-se locul în care a dormit noaptea anterioară. Interioară. Da. Cam așa a zis cel care a făcut articolul. Așa. Și eu mă duc acum aici. Înlocuiesc prostiile care le-am zis ieri cu prostiile pe care le pun azi. Fac același lucru și aici. Așa. Și fac același lucru și aici. Bun. Așa. Și acum mai fac o dată o recapitulare. Deci, locul de rezidență abituală, ăsta îl facem noi cu negrita, ca să fie ca la vecini. Este un concept statistic de așa, aici. Locul de rezidență abituală, aici îl facem și noi cu cursiva. Da. Se înțelege pe reședință abituală locul în care îl spun. Asta iarăși aici văd că vine făcut așa cu cursiva. Și durum tu durum pu bum pu bum. Este prezență la momentul și locul recesământului. Asta este tot cu cursivă făcută și în lugar de recuento. Așa, care indică locul geografic, așa, nu, și nu. Mai este asta. Asta este tot cu cursiv. Bun. Până aici e bine și la vară e cald. Acum, hai să mergem mai departe. Avem așa.
Nu știu ce vreau, de ce apare chestia asta aici. Criterii pentru definirea locului de rezidență, cum zic eu. Abitual. Hai să luăm noi de aici chestia asta și să o punem prima dată aici. Dar am uitat să o iau pe aia care, cum mi-a dăduse traducător. Bă, măcar de al polici. Ce ai făcut, mă? Ce ai făcut, bobiță? Ai stricat. Ai șuiu. Deci, îți place. Deci, criteriul fără reședință obișnuită. Aici am stricat o ordine, dar asta e. Am uitat. Deci, 1. Așa. Facem așa, o punem tot pe aia. Și a patra o punem pe asta altă. Așa. Și deci mă duc aici și pun aici fie a patra la număr. Așa, mai băieți, cucuieți. Bun. Și mă duc eu un pic mai jos, așa. Și punem aici un punct. Le facem pe astea toate groase. Așa. Și ăsta îl facem roșu. Așa. Ăsta îl facem albastru. Să-l facem verde și să-l facem, îl lăsăm așa cum este. Și pe urmă aici zicem ce să mai zicem noi, paragraful, ce mai zic acum, ce număr de paragraf. Bun, astea facem așa odată, pom, și avem aici așa, de acord cu principiile pe care, așa, de acord cu principiile Națiunilor Unite. Luăm și asta care a tradus-o așa cum a tradus-o traducătorul ăsta. Iar mi-e somnă. Mă obosesc în fața ecranului, cred. Ia să zic un pic să-mi iau ceva pe mine. Că mi-e frig la spate rău de tot. Mi-a înghețat spatele și era la mai pita să rep. Ce zbire cu ei?
ce să mai mergem. Mai sunt la afară ca încă. O de asta voi, cu păș. Ia s-a dus încă un plur. Așa. Ia să vedem noi acum dacă ne mai încălzim un pic. Buh. Ne vedem. Deci am pus și ceea ce a dat traducătorul intern. Ia să vedem noi în traducătorul extern. Punem asta și ce ne dă aici. Param, pam, 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 pam. Uneori ne dă la fel, alteori ne dă un pic diferit. Dar ne ajută că mai comparăm între ele și greșim mai puțin tel. Tim 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 tiri di tiri idem durum bopurum. În asta scurte așa e mai greu de ia. Nu sunt la fel. Bravo. Deci de acord a los principiul de recomandaciones entregados por las Naciones Unidas existirían dos criterios principales conform principiilor și recomandărilor emise de Națiunile Unite, ar exista două criterii principale. Corect, așa zic și eu, al patrulea. Deci, n-am ce modifica aici. Față de ce a zis traducătorul, n-are rost să traduc. Și atunci, îl luăm noi de pe ăsta și îl punem așa, cum la nu, unde eram? Aici. Aici, conform principiului recomandării emise de Națiunile Unite, ar exista două criterii principale. Rămâne așa, cum ai zis tu, nene traducătorule. Dar, hai acum să le pun eu pe astea. Aici.
Uite, așa le luăm de aici și le punem noi aici. Unde le punem noi aici? Le punem aici, să zicem. Ștergem astea că nu sunt ale originalului. Sunt ale copiii care am putut eu vă documentul acela. Așa. Astea le ștergem. Și acum ce facem noi aici? Asta. Rezultatul final. Îl luăm noi și îl punem în coloana rezultatului final. Și îl facem noi așa negru, ca tăciunele. Și tu trebuia să fii tot negru, dar uite că nu. M-a dus pe mine mintea. Bun. Și asta o să fie așa mai groasă. Așa. Ăsta rămâne aici pe loc. Ăsta îl punem aici. Da, așa. A, și să-l facem și pe ăsta mai gros. Ca să fie, să se alinieze cum trebuie. Și pe ăsta la... Așa. Deci asta e coloana textului original. Bun, și acum. Ăsta de aici îl punem și în a doua și în a treia, că n-au fost modificări, nu? Ba nu, e așa. Nu l-ai șters de aici? Nu l-ai șters, mă. Cortar. Mă prostii faci. Cauți scurtături și tot ocolești. Deci, ce ai făcut aici? N-ai făcut nicio brânză. Ai ocolit până... Așa. Deci, astea le ștergem că și-au terminat treaba. Bun, am ajuns aici. Și parcă am făcut și aici același lucru. Da. Și acum. Luăm asta. Nu, nu o luăm deloc. Dăm click aici și se întâmplă
traducerea care o dă traducătorul ăsta la prima mână. Noi luăm de aici povestea asta și o punem prima dată aici. Pam, pam, pam. Așa. Luăm și... Nu, punem întâi în traducătorul ăsta, că tot avem textul în vârful peniții. Așa, luăm de aici rezultatul traducerii, că tot suntem aici, și ne ducem aici, unde punem al treilea, când va fi rândul de aici. Așa, și a doua poveste o luăm de aici, ce ne-a dat aici traducătorul primar. Și da, și o punem și pe asta aici. Bun. Și acum, la astea trei, îi dăm noi o chestie de asta cu numerotare. Ba nu, iar am greșit. Nu, iar am greșit. Acum astea le luăm și le punem în pagina mea. Aici. Da. Uite așa. Partea proastă e că s-au colorat toate și nu aveam de ce să se... Ce ai făcut, măi, Bobiță? Deci, ăsta e al doilea, a? Stai să-l pun și jos. Nu, 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 stai să-l pun și aici. Aici mai aveam dat dus. Mai am dat dus aici, băi, băi. Așa. Băi, ce căutați mai aici, că voi n-aveți ce să faceți aici. Cortar. Și pe asta o ștergem. Asta o ștergem. Bun, asta o punem aici în coloana a doua. Uf. Și în coloana a treia, ia să-l șterg pe asta de aici. Nu. Deci coloana a treia, da, pe asta două le șterg de aici. Și încă da, s-a terminat ora. Și aici punem noi... Ce să punem? Pe asta. Nu pe asta. Mergem aici în coloana asta. Aici. Și vedem cum facem noi din două, din trei bazme o poveste bună. Uite așa un roșu. Asta îl facem albastru.
uve. Și acum mi-e roșu, albastru și verde, cum ne iese nou în alb? Așa. Deci. Que el lugar en que la persona ha vivido de forma ininterrumpida durante la mayor parte del tiempo en un plazo de 2 o 3 meses, entendiéndose que al menos ha permanecido en forma efectiva 6 meses y un día. Esto sin contar las ausencias de este lugar por motivos laborales o de vacaciones, o donde existe la intención de vivir durante al menos 6 meses. Ajá, deci aici e un minimum de 6 luni care se spune, deci că locul, și acum scriu eu, că locul, conform principiilor și recomandărilor emise de Națiunile Unite, ar exista două criterii principale, ca locul în care persoana a locuit de forma neîntreruptă. Durante la mayor parte del tiempo, cea mai mare parte din, mare parte din timp, într-o perioadă de 12 luni, înțelegându-se prin asta prin asta că cel puțin șaselui luni a locuit aici, e vorba de forma efectivă 6 luni și o zi. Așa, de forma. Asta fără, asta fără a intra în calcul absențele din acest loc. Datora de
naturalmente per motivi laborali, relazioni comunque. Sau periodo di congedo. Adică dacă pleci la munte la sfârșitul săptămânii sau dacă pleci la mare vara în concediu, nu se consideră că ți-ai schimbat domiciliul. Și nici dacă pleci dimineața la muncă și te întorci, pleci dimineața la 7 și te întorci la 3 sau pleci la 3 și te întorci la 11 sau pleci la intri seara la 11 și ieși dimineața la 7, cum se lucrează în 3 schimburi. Bun, am să mă opresc aici, că s-a tăiat naibii ora, iar